Mă numesc Pom Maria, din Turda, și am 74 de ani. Am muncit în fabrica de sticlă 40 de ani, dintre care la o vârstă înaintată de 7-8 ani am început să-mi caut sănătatea în toate părțile din județ și la profesori. Și nu am prea avut ce. N-am prea avut rezultate bune, deoarece timpul a trecut și din zi ce în zi m-au afectat toate organele și ochii, tensiunea, bronșita, ficatul, inima. Și oriunde m-am dus, la toți doctorii din Cluj, din Turda, nu am avut niciun rezultat, numai pe moment. Am observat, într-o zi, la OTV, pe domnul doctor Luca, cu plantele medicinale, în special cu un tratament de zăulit. Și am încercat și m-am bătut să aflu adresa și numărul de telefon să vină în București. Și am făcut un tratament cu zăulit o lună de zile, dintre care mi-am făcut înainte de a lua tratamentul de la domnul doctor Luca cu zăulitul, mi s-a spus să mă operez la inimă și am refuzat. Am sperat că aici o să-mi găsesc sănătatea. După o lună de zile am continuat cu zăulitul și pe urmă iar m-am dus la doctor să-mi facă analizele și s-a mirat cum am avansat înspre bine și a spus să continu cu zăulitul în continuare încă 4-5 luni și pe urmă iară să mă duc la dânsul să-mi facă iară ecograful, că mă duc spre bine. Și a rămas mirat și doctorul de familie și doctorul de inimă din policlinică. În urma tratamentului cu zăulitul am observat că și vederea mi s-a ameliorat, deoarece trebuia să-mi schimb ochelarii de la 5 la 4, de la 4 la 3 și am încercat să citesc și fără ochelari. Deci mi-a scăzut boala și a ochilor. Ca pacientă suferindă de atâta timp, recomand la toată lumea, indiferent ce boli are, indiferent, să încerce la domnul doctor Luca din București.